Hei, dragul meu băiat, acum că ai luat vacanță și ai avut numai note bune, urmează să mă țin și eu de cuvânt. Plecăm la munte. Mi-am luat câteva zile de concediu și plecăm numai noi, bărbații. Vom face tot ce vrei tu, că doar pentru tine mergem. Eu mă sacrific, ce să fac? Hai că a venit trenul, ne urcăm. Nu, acolo, dincoace. Da, avem vagonul 7, dar ne urcăm la vagonul restaurant să bei și tu un cico, așa. Tu așa, spătar, un cico și un coniac mare, te rog. Mulțumesc. Să vezi și tu ce frumos e la munte. O să stăm la hotel, singuri în cameră. Poate mai prinde și ceva zăpadă să te dai cu Sania. Și o să ai o poftă de mâncare. Gata, cico, așa, bine. Acum mergem în vagonul nostru. Așa, aici avem locurile. Ce spui, ce foame? Lasă. Lasă că ajungem imediat în predeal și stăm la masă. Care sandvișuri? Acelea pe care ni le-a dat mama? Nu, dragă, sandvișurile sunt pentru caz de forță majoră. E, am ajuns, hai să coborâm, ia te uită, pe cine întâlnim aici? Ce mai faci, băi, Vasile? De când nu ne-am mai văzut noi? De 9 ani. E, cum trece timp. Da, e copilul meu. L-am adus la munte pentru câteva zile. Ce reîntâlnire? Păi sigur, trebuie să cinstim evenimentul. Tot trebuie să mănânce și copilul, că pentru el am venit, să se simte el bine. Noi bătrânii pe planul 2. Hai noroc și tot ce-ți dorești. Ce faci, puișor? Ai terminat de mâncat? Ai terminat de mult? Bine. Și ce desert vrei tu acum? Ai terminat și desertul, dar nu ți-e sete? Nu? E, nouă ne este. Ospătar, încă o sticlă, te rog, mai repede. Da, hai! Copilul vrea să plece. Gata, acum plătim și mergem la hotel. Îți place aici la hotel? Foarte mult, mă bucur. Da, avem și balcon și telefon. Vreau să te simți bine, nu contează cât costă. Uite, ai avut noroc, sus e și zăpadă. Ce ai vrea tu să faci acum? Pe pârtie? Nu. E târziu încă puțin și se întunecă. Mâine pe pârtie. Ce ai zice să mergem la piscina hotelului? Da, sigur că are și piscină. Ți-am spus că m-am îngrijit de toate. Așa, tu stai aici pe marginea bazinului să văd eu întâi cum e apa. Aoleu, e bună, grozavă. Stai să înnoți și la capătul celălalt al bazinului să vedem acolo cum e. Da, este, ce ai spus? Ce să cauți tu în apă? Vrei să răcești? Să am discuții cu maică ta? Nici măcar nu știi să înnoți. Uită-te la tăticu. A stat? Gata. Nu mă mai păzi. Hai în apă, hai. Dar numai aici la scară. Ce să te învăț eu să înnoți? E, asta e acum. De aceea ai venit în vacanță? Să înveți? Joacă-te, ține-te de scară și uită-te la tăticu cum înnoată. Vine imediat înapoi. Ia, uită-te, pa. Uită-te la tante aceea brunetă ce... Ce frumos se înnoată. Bine, acum e pe margine, dar a fost și în apă, știu eu. Gata, ai început să tremuri, hai în cameră. Stai să te usuci și pe urmă mergem la masă, jos, în restaurant. Eh, a fost bună mâncarea? Mă bucur. Doar ca să te simți bine, dar am venit aici. Ce sete, mergem să bei o citronadă la bar. În timpul ăsta, tăticu, o să ia un gin și o cafea, da? Bine, înțeleg că ți-e somn, merge la culcare. Vreau să te odihnești după un trimestru de muncă, ai și tu dreptate. Ei, scoală-te, s-a făcut dimineață, mergem pe pârt. Ce spui, vrei Sanie? Sania e pentru copii, tu ești băiat mare, îți închirie schiuri. Păi sigur că sunt prea mari. L-am luat pe măsura mea, tu stai aici lângă cabană și tăticul ți arată cum se schiază. Dacă ești atent, prinzi repede. Ai văzut? Da, ți-am arătat cum se cade. Pentru un începător ca tine, cel mai important lucru e să știi cum să cazi. Uite, o să-ți mai arăt de câteva ori și să nu te miști de aici, auzi? Ei, puiule, mergem acasă. Ți-a plăcut la munte, nu-i așa? Ce spui? Dacă vreau să mă iei cu tine și la anul. Cum? Și atunci o să te sacrifici tu în locul... Ia te uite, ce copil nerecunoscător. Așa-mi trebuie. Trebuia să-l las acasă.